Avem cel puțin 300.000 de ani de când am evoluat din maimuțe, sau miliarde de ani de când ne-a creat Dumnezeu. Ei bine, lasă-mă să răspund la întrebările existențiale fără răspuns și să te lămuresc în legătură cu de unde venim. Ei bine, acum miliarde de ani în urmă, Dumnezeu i-a creat pe Adam și Eva, care erau maimuțe. Anyway, atâția ani de evoluție ca să ajungem în punctul în care ne-am dat seama de ce ne îmbrăcăm. Pentru că în momentul ăsta e ilegal să ieși dezbrăcat pe stradă. Dar știți unde este complet în regulă să fii dezbrăcat? Pe internet. Ceea ce mă cam deranjează. Nu mă deranjează că e ilegal pe internet, ci că e ilegal pe stradă. Adică, hai frate, să nu ne mai chinuim atâta cu hainele, cu Adidas și cu accesoriile, să nu ne mai facem griji degeaba. Ah, nu pot să port asta. Ah, ăsta e urât. Nu-mi place culoarea. Ți-aș spune să te îmbraci fiindcă e frig, nu pentru că e ilegal să ieși dezbrăcat pe stradă. What? Anyway, hashtag vreau să ies dezbrăcat pe stradă pentru că m-am stăturat de stresul fashion-ului. Dar nu de aia suntem azi aici. Azi suntem aici să vorbim despre sneakers, despre Adidas, despre încălțări, despre papuci, despre ce sunt bă datoriile alea în picioare. Dar înainte să intrăm în detalii, trebuie să înțelegem ce sunt Adidas-ii. Ei bine, atenție, Adidas-ii sunt chestiile alea care separă jegul după stradă de picioarele tale. Adică nu cred că există o definiție mai bună, crede-mă pe cuvânt. A fost o perioadă în viața fiecăruia când nu ne interesa așa mult sau chiar deloc cum ne încălțăm, un moment de reculegere pentru perioada aia. Nu știu exact când a apărut în viețile voastre, însă la început credeai că e inofensivă, că îți cumperi o pereche de sneakers și atât, fiindcă oricum sunt scumpi. Dar nu! Sneakers-ii sunt ca tatuajele. Odată ce îți faci unul, mai vrei încă unul, și încă unul, și încă unul, și încă unul, până te umpli de tatuaje din cap până în picioare și ajungi să faci bifuri cu copii pe internet. Ambele îți provoacă dureri, una pe piele, cealaltă în portofel, dar ambele te fac să arăți bine, sau cel puțin te fac să crezi că arăți bine. Din categoria asta de oameni care poartă sneakers, cel mai cancer sunt hypebeast-ii. Adică nu, cred că sunt resellerii și după hypebeast-ii. Anyway, nouă ne place să complicăm lucrurile, ne place să ne lăudăm, ne place să ne luăm Adidas overpriced doar ca să arătăm că suntem bine din punct de vedere financiar. Străbunicii noștri flexau cu oile, noi flexăm cu Adidas-ii. Flexul a existat dintotdeauna, doar că avea forme diferite. Anyway, dar de ce ne place nouă să purtăm Adidas scumpi? Te-ai întrebat vreodată cum să atragi atenția fetei din autobuz care ți-a dat impresia că îi pasă cum ești îmbrăcat și vrei să fii îmbrăcat cât mai cool ca atunci când fata respectivă postează pe grupurile de Facebook crash? Oh, băiatul din autobuz care purta Jordan Chicago Off-White, te rog, DM băiatul, ah, tricou Marcelo Burlon, ah. Asta nu se va întâmpla niciodată și știi de ce? Pentru că nimănui nu-i pasă cum ești îmbrăcat. Și te poți întreba, de ce m-am apucat să fac videouri despre un topic de care nimănui nu-i pasă? Pentru că pot și pentru că vreau, mulțumesc de întrebare. Știi momentul ăla când vorbești ceva interesant cu cineva, vorbești minute bune și la un moment dat persoana cu care vorbești te oprește și zice, auzi, vezi că ai un muc la nas aici. Și tu îl iei și parcă ți-e așa jenă, nici nu-ți mai vine să vorbești, nici nu-ți vine să pleci, e și puțin amuzant în același timp. Cam așa mă simt eu când fac clipul ăsta acum. Dar anyway, sneakers! Yay! Sunt tone de siluete, tone de branduri și tone de trenduri, care mai de care mai scumpe și mai originale în felul lor, chiar dacă se mai ciordesc așa siluetele din când în când, dar tu alegi să iei pe cei mai scumpi. De ce sunt sneakers și scumpi? Adică, bro, 800 de euro pentru o pereche de Balenciaga care arată ca și cum ai luat Converse și la mătamare la munte în loc să-ți iei ghetele. Ce morților! Băi, cred că suntem în punctul în care ne-am dat seama că Balenciaga e doar un experiment social cu scopul de a vedea cât de departe pot merge unii pentru a arăta că au bani. Oh my God. Ne uităm afară și vedem că majoritatea artiștilor poartă diferite siluete de Jordan și la noi în țară Air Force One sau și mai rău Versace Chain Reaction. Nu știu de unde v-a picat cu silueta asta, o să mor eu. Dar de fapt cred că știu, na, e efectul ăla de turmă, na. Îl vezi pe unul pe social media și
a doua zi vrei să-ți iei și tu. Și o să revenim la asta cu social media mai târziu. Anyway, ideea e că când sunt în lumea asta a fashion-ului, am învățat să-mi dau seama ce fel de persoană ești în funcție de cum te îmbraci. Adică, bazat pe cum îți potrivești piesele vestimentare, se poate decide dacă tu îți porți hainele sau ele te poartă pe tine. Adică, spre exemplu, clasicul Air Force One negru. Dacă porți asta, se spune că ești o persoană pusă pe fapt. Nike Dunk Panda se spune că ești o persoană basic și probabil petreci mult prea mult timp pe TikTok. Și de unde știu toate astea? Well, cum am zis și mai devreme, de pe social media. Ăsta, oameni buni, e adevăratul cancer al fashion-ului. Pentru că social media a creat o anumită conotație în spatele purtării unei piese vestimentare. Dacă porți pandauri într-un outfit chill, așa, o să întărești și mai tare stereotipul, dar în schimb dacă îl porți într-un outfit streetwear japonez, poate nu te mai confundă lumea cu TikToker-ul ăla cringe de la mall. Partea cea mai bună cu social media fashion e că toate trendurile astea mor foarte repede. Hai să luăm, spre exemplu, sneakers și anului trecut, New Balance 550. Dacă porți New Balance 550, ești ok, ești de treabă, serios, par genul de om cu care ai sta de vorbă, adică ești ok, dar nimic special. Ești cam opusul Air Force-ului negru. Mereu în banca ta, deschizi gura când și cât trebuie, bravo, dar să știi că n-ajungi departe așa. Asta e conotația creată de social media în ceea ce privește perechea asta de sneakers. Anul trecut a fost plin TikTok-ul de content creator care făceau outfit-uri cu New Balance 550 și cu melodia asta pe fundal, pe care n-am voie să o pun, dar o să vă cânt eu. I've been a L, throw up the L, sex in the A, M. I've been a L, throw up the L, sex in the A, M. I've been a L, throw up the L, sex in the A, M. Și unde sunt acum New Balance 550? Exact, dead trend. Mulțumim, TikTok! Overall, social media fashion e la fel ca social media în general, adică o realitate simulată, pentru că, să fim serioși, nu vezi pe nimeni pe stradă să poarte ceva ce vezi tu și pe newsfeed-ul tău. La fel cum vezi poze de la oameni din Bulgaria și își dau check-in în Maldive. Ce trebuie să mai știm despre sneakers e că nu provoacă doar dependența de a avea, provoacă dependența de a te holba la lume pe stradă. Și știu că asta nu prea se potrivește cu ce am zis eu mai devreme, cum că nimănui nu-i pasă, dar mai sunt și excepții. Scuzați. Mergi pe stradă și vezi pe unul care are niște Adidas șmecheri. Te uiți la el, te uiți și el înapoi la tine, ce-ți trece prima oară prin cap. Ce-ți bă datoriile alea în picioarele tale? Primul gând care îți trece prin cap e de fapt, mai mișto să ai mei. Chiar dacă nu sunt. Mai înregistrez? 22210? Sunet avem? Da. Problema apare atunci când devii psihopat ca mine și mergi puțin mai departe, adică spre exemplu, cu câteva luni în urmă mă uitam la serialul ăsta pe Netflix despre Jeffrey Dahmer, care a fost un serial killer. Era ăsta într-un club, dansa, nimic neobișnuit, când deodată văd asta. Și ai zice că doar am observat, nu? E bine, nu. Am mers mai departe și am căutat pe Google Jordan 1, Mid, Red, Sush și văd că au avut release date pe 15 septembrie 2021. Caut Jeffrey Dahmer, Wikipedia, bla 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 și văd că a murit... Greșeală de producție! Haideți să facem toți acum o petiție prin care să le cerem celor de la Netflix să cenzureze sau să schimbe în postproducție Adidas și băiatului. Și Netflix, dacă vedeți clipul ăsta, să știi că nu cer mult pe greșeala asta descoperită, adică un an de abonament moca și eu-s mulțumit. Un alt sneaker pe care îl văd peste tot e Nike Up Tempo și jur că dacă mai văd pe cineva pe stradă cu hidoșenile astea, mă duc la el și îi dau un leu și zic să mai strângă și el să-și ia și altceva, că bă, băiatule, mă jur, au perechi mai șmechere la Deichmann. Adică 8 din 10 oameni poartă Adidas și ăștia și 4 din ăia 8 îi poartă fără suși și în loc de Air scrie aia. Adică voi ăștia care purtați aia Up Tempo, jucați cumva pentru Tottenham? Adică serios, bro, a devenit perechea asta la fel ca perechile de Air Force One sau și mai rău ca Dunk Panda. Și nici măcar nu văd de unde e hype-ul, că mi se pare o pereche... Nu știu, e aiurea rău, adică la fel ca Chain Reaction-ul ăla, sunt vai de morților,
Nu merg cu absolut nimic. Nu am văzut nici măcar un outfit bun cu Adidas și ăștia. Haideți, vă rog eu să mai facem o petiție și să oprim și răspândirea uptempo-urilor. Și ca să încheiem clipul ăsta pe un ton pozitiv, aș dori să îi mulțumesc lui Frugal Aesthetics, cred că așa se pronunță, pentru ideile de content pe care le am și mult uptempo.